Un polițist și alte trei persoane au fost împușcate cu sânge rece de un individ care a deschis focul într-un spital din Chicago. CBS News informează că atacatorul a fost ucis în schimbul de focuri cu polițiștii sosiți la fața locului. Conform sursei citate, polițistul și două dintre celelalte trei victime au murit, în ciuda eforturilor medicilor de a le salva viețile. Este vorba despre un medic și o asistentă. Autoritățile au transmis că suspectul a intrat în spitalul Mercy și a tras înspre o femeie care era îmbrăcată în uniformă medicală. Apoi s-au auzit mai multe focuri de armă, atât în interiorul spitalului cât și în parcare. Atacul a fost oprit abia după intervenția echipajelor de poliție și a trupelor SWAT dislocate la locul incidentului. În schimbul de focuri ce a urmat, atacatorul a fost împușcat, dar autoritățile nu au precizat dacă a fost ucis de polițiști sau s-a sinucis. Un alt atac a avut loc în Denver. O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma unor împușcături care au avut loc pe o stradă din centrul orașului. Nu există alte detalii oficiale despre circumstanțele producerii atacului, care a avut loc într-un cartier de hoteluri, restaurante și ansambluri rezidențiale înalte. Conform CBS, o persoană a deschis focul cu un pistol asupra unui grup de oameni, apoi s-a urcat la volanul mașinii pe care o conducea și a fugit de la locul faptei. Un tren de călători a deraiat marți în apropiere de Barcelona. Incidentul s-a petrecut între orașele Terrassa și Manresa, la ora locală 6, și s-a soldat cu moartea unui pasager. Alte 44 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Conform cotidianului La Vanguardia, accidentul s-a produs din cauza alunecărilor de teren. Nordul Spaniei a fost afectat de ploi abundente în ultimele zile, cauzând inundații și numeroase alunecări de teren. În momentul accidentului, în tren se aflau aproximativ 150 de pasageri, scrie sursa citată, care mai menționează că imediat după incident a fost activat alerta de transport de călători. La fața locului au fost trimise numai puțin de 14 autospeciale de pompieri, 8 ambulanțe și mai multe echipaje de poliție. Traficul feroviar între Terrassa și Manresa a fost întrerupt mai multe ore, iar autoritățile au introdus un serviciu alternativ de transport rutier. Autoritățile din Guatemala au emis cod roșu de urgență și au evacuat mii de persoane din zonele de risc după ce vulcanul Fuego a erupt violent, aruncând lavă și cenușă către poalele muntelui. Este a cincea erupție în acest an a vulcanului situat în apropierea capitalei Ciudad de Guatemala. Conform autorităților, erupția a început încă de duminică. Între timp, norul de cenușă generat a ajuns până la altitudinea de 7000 de metri, iar râul de lavă și-a început scurgerea pe pantele deja devastate de erupția din luna iunie, când aproape 200 de localnici și-au pierdut viața și alte 235 de persoane au fost date dispărute definitiv. În ultimele 24 de ore, aproximativ 4000 de oameni au fost evacuați de autorități și cazați în adăposturi temporare, inclusiv pe un stadion. Cercetătorii sunt îngrijorați de semnalele înregistrate de aparate cu privire la activitatea vulcanică în creștere, avertizând asupra riscului ca particulele de cenușă să ajungă până în zona turistică Antigua. Alte două vulcane din Guatemala, Pacaya și Santiaguito, și-au intensificat activitatea în ultimele luni, deocamdată fără să intre în faza eruptivă.